Nicolae Florian, candidatul USL pentru un mandat de deputat în municipiul Giurgiu, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că se bucură de sprijinul la foarte mulți giurgiuveni care au fost receptivi la mesajele sale din campania electorală. Nicolae Florian se declară sigur de victoria sa în alegeri pentru că este giurgiuvean și știe cum poate ajuta orașul și județul Giurgiu să se dezvolte. Activitatea electorală a USL în această campanie electorală este intensă. Ne bucurăm de un real sprijin al cetățenilor orașului nostru. Mă refer la activitatea pe municipiul Giurgiu, unde am eu competențe ca și candidat la funcția de deputat. Suntem susținuți de foarte mulți cetățeni ai orașului care doresc să ducă schimbarea până la capăt. Și proiectele noastre sunt de interes pentru oraș, pentru cetățenii orașului. Sunt proiecte care pun în centrul atenției pe cetățean și proiecte care vizează în mod special dezvoltarea economică și socială a orașului nostru. În acest sens am elaborat o platformă program cu privire la dezvoltarea economică și socială a municipiului Giurgiu, pe care o să vă punem și dumneavoastră la dispoziție. Este tipărită în cotidianele locale și, bineînțeles, o să o tipărim în toate ziarele locale, dacă dumneavoastră doriți. Este o platformă, o biblie a deputatului Nicolae Florian, pe care și-o pune în față înaintea începerii mandatului de deputat. Sunt convins că voi câștiga acest mandat de deputat la Giurgiu, deoarece nouă tuturor giurgiuvenilor ne pasă, deoarece avem lângă noi oameni care vor să se implice în realizarea unor proiecte de dezvoltare a orașului și cred că numai împreună putem să reușim.